Colonelul în rezervă Petru Marcel Floristeanu a primit în 8 noiembrie 2023 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, fiind acuzat de tentativă la agresiune sexuală, dar a contestat decizia. Magistrații Curții Militare de Apel București însă au respins ca nefondat apelul și au menținut în integralitate sentința dată de prima instanță. Incidentul care a dus la întregul scandal s-a petrecut în luna septembrie a anului 2022. Atunci colonelul ar fi încercat să o sărute cu forța pe o subalternă, însă aceasta a refuzat și l-a acționat în instanță. Alte 4 angajate ar fi părăsit atunci sistemul tocmai din același motiv. Angajata care l-a dat în judecată pe Petru Marcel Floristeanu a solicitat și daune morale în sumă de 5.000 de euro, pe care acesta este obligat, în urma sentinței, să le plătească și de asemenea va mai achita 10.000 de lei cheltuieli judiciare. În următorii 3 ani nu mai poate fi ales în funcții publice, trebuie să se prezinte la serviciul de probațiune Maramureș la datele fixate de acesta și să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile. Fostul comandant al jandarmeriei Maramureș trebuie de asemenea să comunice schimbarea locului de muncă și să se înscrie în programele de reintegrare socială. În plus, el va presta 60 de zile muncă în folosul comunității.